reacționat toată lumea. Știu că e un pic cam... tardiv. Foarte multă lume spunea: ia să facem comparație dintre două persoane. Pe mine, de exemplu, și vecinul de la... pe un. Adică, na, în fine. Unii cunosc, unii nu cunosc, o să afle mai târziu. Și o să fie ceva de gen: păi, dar eu sunt cel mai bun, eu sunt nu știu cum, nu știu ce, nu știu cum. Cealaltă își face treaba în mod normal. Dar auzi, așa, pe zgomot de fond: dar nu, dar eu sunt bun și nu știu ce și nu știu cum. După care începe cu vrăjeli și bășineli pe gură. De ce să duc bucureștenii la Poiana Brașov? Ca să vadă București. După care se ia și de un dirijor venit din București și a adus în Ploiești să dirigeze. Da? O filarmonică. De ce, și începe: de ce s-a dus Sandy în Covazna și Harghita? Că la Poiana Brașov nu se mai vede Bucureștiul. Să vedeți mai de departe. Iată câtă veste interesantă. Sau: eu sunt mai deștept ca tine și nu știu ce și nu știu cum. Și toată lumea mă întreabă: oare și ce face acel om? Adică celălalt, de la scara celălaltă, da? După care se răspunde așa: măgărește și frățește și toate cele. Am un contract de muncă beton. Dacă am nevoie de salvare, mi s-aduce salvare. Dacă am nevoie de poliție, mi s-aduce poliție. Dacă mi s-aduce de SPP, mi s-aduce SPP și toate cele. Și atunci toată lumea a rămas mască. De ce? Pentru că, practic, acel contract e greu de spart. Poliție, salvare, protecție, loc de muncă, mâncare, bani de navetă. Cum îl spargi? Ce îi dai acelui om? Și o să înceapă: ce îi dai acelui om ca să vină din nou la tine cu un contract și mai tare? Bineînțeles că toată lumea: hai, dar spune ce primești. Neoficial o să spună el, dar nu pot să spun mai mult. Nu. Că-i deștept. Dar are o chestie. Contract confidențial de muncă. În care nu poate vorbi ce drepturi și salarii și bănești și ca angajat are. Practic, v-a râs la toți în nas. Dacă îi trebuie să ducă la psiholog, să duce. Dacă trebuie să ducă la doctor, îi se duce doctorul. Dacă trebuie să plece mai devreme ca să ajungă la 18:30 în Ploiești, după ce a făcut naveta București-Ploiești și retur, practic, vă arăți la toți în față și voi toți vă identificați cu el. E un contract greu de spart. E că vă sparge? Interesant, nu? Hai, o zi plăcută în continuare să aveți. Și încă o dată voi spuneți că eu vă râd în față, dar dacă e adevărat, celălalt v-a spart pe toți și vă râd în față.